1 decembrie nu a fost uitat nici de autoritățile locale din comuna Turburea. Sărbătoarea românilor a fost omagiată printr-un program special pregătit de copiii din localitate, după care s-au depus coroane de flori la troițele din Turburea. Nu putea lipsi nici fasolea cu ciolan. Primarul Ion Bârca a împărțit 400 de porții. Ce ați pregătit astăzi? Tradiționalul fasole cu ciolan, care suntem pregătiți la toate monumentele care le avem pe raza localității și avem 4 monumente. După cum vedeți, aici am început pentru prima dată, după aceea o să ne ducem ultima dată, va fi la Turburea, în centrul comunei. Chiar dacă a fost sărbătoare, nu toți gorjenii s-au bucurat de această zi. S-au plâns de pensiile mici și au spus că mai bine era pe vremea comunismului. Cred că un trai mai bun pe viitor nu o să mai... Nu mai sunt încrezător. Nu încrezător. De ce? Am trăit și timpuri bune, a fost mai bine pe timpul comunist. Un singur tractor, mi-am făcut casă, mi-am crescut 3 copii și am luat mașină mică. Pe când de ziua de azi n-am bani nici pe medicamente. Ne mărească și nouă pensiile guvernanți. Da. Asta depinde de buget. Da. La Turburea, manifestările dedicate acestei zile se organizează în fiecare an de când edilul Ion Bârcă este la primărie.